domnul Carcalete. Nu e... Într-o zi l-am văzut vorbim bine în ultimele două luni, așa? Vorbește rău, n-ai bine, nu știu ce are, așa. Are Parcă, trac în fața camerei, îmi spun eu, eu. cred că e necalificat el. de felul lui e un necalificat. Domnul Carcalete, că dacă n-ai spune, știi, dacă eu aș veni acum de la Bistrița Năsot, să mă mut aici, știi că nu mai merg mi afacerile acolo cu palincă și nu mai am de crescut toi. Și m-aș uita la televizor aici, la așa, aș deschide și m-aș întreba, cred că vreo patru ore, cine e cetățeanul ăla, dar mai putea, mai, dacă mai pune să jur, adică să, zici, să, spună unul, domne, ce crezi că e ăla? cred că la asta încercare a spune că ar fi șeful inspectoratului școlar. I-aș încerca toate meseriile de pe fața pământului. A, așa cu sonorul închis ca să nu au ce vorbește, că dacă l-aș asculta, mi-aș da seama care e legătură cu mă Dar așa, uitându-mă la el, nu a spune că e șeful învățământului. În Suceava sunt o mie de școli, o mie de unități de învățământ. Da. Sunt mii de profesori, oameni care au citit, care și el a făcut facultate, care au studii, cu care ai ce să vorbești. Și el e șeful inspectoratului școlar și când sunt atâtea probleme la inspectoratul școlar, atâtea probleme în învățământul cervean, el vine cu aburel din astea, că s-au făcut la fălticie în cursuri pentru ospătari, tinichigi și textilieri sau nu știu ce. De parcă are nevoie județul ziceau acum de 170 de, de calificați de confecționeri. Când industria confecțiilor este la pământ. Sunt câteva firme private care au 10, 15, 20 de angajați. Și era mare a realizarea inspectoratului școlar care nu știu ce treabă are inspectoratul. Că a permis școlii Mihai Băcescu să se implice în acest proiect. Asta vorbea domnul Carcalete și filmul inspectoratului școlar acum când sunt atâtea probleme în învățământ. Pe cuvântul meu, el este rupt de realitate în permanență. Eu am spus de când l-a numit pe cetățeanul ăsta la înfruntea inspectoratului școlar, eu am spus că cetățeanul ăsta nu are ce căuta la inspectoratul școlar pentru că nu știe să se îmbrace, nu știe să vorbească și nu are față. Deci sunt trei elemente foarte importante. Uh, acum, din câte am înțeles eu, cu reforma la reformă, la reformă, la yeah. învățământ, o să fie, fiecare unitate de învățământ o să primească fonduri funcție de uh, numărul de elevi pe care l-am. Ori, capita, cum se spune, ori cetățeanul pe care l-am văzut noi în imagine și o să-l rog pe mare să mai pun o dată să văd cum e îmbrăcat ca să nu mă îmbrac niciodată ca el cu vestucă și cu cămeșuța albă din bazar. A, o veste și cămașă. Ce mai are? Așa? Deci să nu mă îmbrac niciodată ca dumnealui. Deci el ar trebui să fac următorul lucru, să facă niște târguri din astea educaționale, încă de pe acum. Inspectoratul școlar să se implice, să sprijine unitățile de învățământ, să-și prezinte oferta pentru ca părinții copiilor și copiii să aibă de unde alege să meargă la școală. Să închirieze un spațiu undeva, sunt slavă Domnului spații acum peste tot să închirieze un spațiu și acolo unitățile de învățământ care au ceva de arătat, care au o ofertă de făcut, să vină acolo, să fie deschis de pe acum, pentru ca părinții să aibă timp până în vară să-și înscrie copiul. Pentru că asta interesează pe profesor, să-și păstreze catedrele, nu? Și ca să-ți păstrezi, trebuie să ai copii și ca să... să uh, ai copii, trebuie să absolut, îi faci Și, trebuie să-ți să faci reclamă și să-i Și inspectoratul asta trebuie să facă. Îl aștept pe domnul Carcalete să spună cum se fac prelungirile de activitate la, inspectorul inspectoratul școlar cu pensionare. Îl aștept să spună câte catedre se desfințează. Îl aștept să spună câte care școli se desfințează. Îl aștept să spună ce mai fac ei pentru școli cu investițiile. Nu vină să vină să-mi povestească că au venit trei de la Târgu Neamț și 8 de la Dărmănești și au făcut școală de uh, puitor de cnor în supă pe cuvânt. Nu, dar acest cetățean are 5 ani de când conduce inspectoratul școlar și încă nu s-a obișnuit cu acest statut. Da? În loc să-l fi lăsat și l să-l fi lăsat la colegiul din Rădăuț, director sau ce era acolo, de chiar trebuie să fie șeful inspectoratului școlar, chiar nu sunt alți profesori care să merită, să poată ocupa această funcție. Sau măcar să abuzeze mai mult de purtătorul de cuvânt, nu? Dar cine e purtătorul de cuvânt? Doamna Laura Hackman. De când? mult. O fi dacă <laughs> spui tu. Îți mulțumesc foarte mult Sărin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. nu mai bine!